poartă. Hai, găsește altă problemă. Da, am găsit. Da, mai putem. Hai, Gabi, nu mai vrea. Și să tu, pe ce? Hai, mai faceți una. Nu mai facem una. Hai, mama, fă. Hai, două, hai. O, trei. Hai, Gabi, fă o dată, zi. Calculați raza cercului înscris într-un unghiul ABC. Deci, raza... Raza cercului înscris în triunghiul ABC. Deci, în ipoteză. Nu, da. Avem... cerc înscris în triunghi. Cercul din centru și rază el. Și înscris, el este înscris... În triunghi. În triunghiul ABC, da? Chiar așa, unde se găsește cercul înscris? Bisectoabilă. Așa, mai secția bisectoare, da. Cercul în interior. Adică tangentul latură. Tangent latură. Da. Deci calculați raza cercului înscris în triunghiul ABC și raza cercului circumscris în triunghiul ABC. Da. Dacă AB egal cu 16. AB, nu dai în ipoteză AB egal cu 16. AC egal cu 12. Da. BC egal cu 20. BC să calculăm raza triunghiului ABC și 20. Raza... 20, da. Poate mai de ce R mic e egal cu cine și R mare e egal cu cine. Da. Facem un cerc. De ce să nu mai facem? Aha. Dacă știu toate laturile. Mic. Să vedem cu cine este egal R mic și cu cine este egal R mare. Știi? R mare e... A, B, C, formula lui Heron? 4A. Formula 4, yes. 4. Și S e egal cu area. Da. Da, asta mi-a spus. 4A. La aride, nu da. Deci, R mare egal cu A, pe ce laturi de mulțite, da? Da? Supra de 4 ori area, da? Da. Pe și patru aia, ori prin teorema lui Heron. Area o să o face prin formula de Heron. O să vedem că P egal cu A plus B plus C. Adică radical din P, pe lângă P minus A. Da. Lângă P minus B, lângă P minus C. P egal cu 48 pe 2 și egal cu 24. P egal cu suma plus tuturor. Plus A plus B plus C. 48 pe 2, da? Da, P egal cu 48 pe 2 și egal cu 24. Deci o să avem că area egal cu radical din 24 pe lângă 24 minus 20 pe lângă ori 4. Ori 24 minus 20, ori 12. Ori 24 minus 12, da. Ori 8. Da, hai să zicem cât. 24 minus 16. Să avem area egal cu 24 ori 4 ori 12 ori 8. 24 ori? Da, ori 4. 4 ori 12 ori 8. Și egal cu, nu ne mulțim. Nu, că e mai ușor. Avem A egal cu 4 la a 4-a. Radical din. 4 la a 4-a. Ori 2 la a 2-a. 24 e 4 la a 4-a. Nu, tot. 4 la a 4-a, ori 2 la a 2-a, ori 3 la a 3-a. Nu e 4 la a 4-a. Avem 8 e 2. E de 2 ori 8. 2 ori 4. 3 ori 4. Dar de ce mergi tu cu 4 cu 4? Hai să mergem noi cu 2, putem noi 2. E cel mai corect așa. Deci 2 la 3 ori 2 la 3 ori 8. 8 ori 3. 8 ori 3. 2 la 3 ori 3. Deci 2 la 3. Poți da 2 la 8 ori 3. Să vedem. Ori 4 care înseamnă 2 la 2. Ori 2 la 2, corect. Ori 12 care înseamnă 2 la 2. 2 la 2 ori 3. Ori 3. Și ori 8 care înseamnă 2 la 3. 2 la 3. Și egal cu, lucrăm, radical din 2 la... 2 la, repede adunăm. 3 și cu 2 cu 2, 5, 7, 10, 2 la 10. Ori 3 la 2. Ori 3 la 2. Și ies exact 2 la 5 ori 3. 2 la 5 ori 3. Iar. Și 2 la 5 face... 9,600. 16, 32, da? 3, 9, 6. 96. R mare. Asta e
aria. Da, și atunci și mare va fi egal cu ABC. O să fie 3840 ori 12 ori 20 pe 4 ori 96 2 la 5 ori 3 sau egal cu 2 la 5 ori? Ori 3 și ori 4, că e de 4 ori aria formula. Ori 4, da, ori 4. Și egal cu 2 la 4 ori 2 la 2 ori 3 ori, ori 2 la 2 ori 5 2 la 2 ori 5 totul supra 2 la 7 când mai vine 2 la 2 aici ori 3 și egal cu 2 la 4 și cu 2 6 și cu 2 8 nu? 2 la 8 ori 3 ori 5 supra 2 la 7 ori 3 3 cu 3, 2 la 8 și rămâne 2 și rămâne 5, 10. Și acum Ermic? Ermic, cu cine e egal formula? Ermic știm că este egal, că e supra P. Da. Adică aria supra... Da. E perimetrul ăsta, nu? Nu, P-ul e perimetrul. A, P-ul e perimetrul, da. Da, el mare egal cu e supra P. Adică... Ermic. Ermic egal adică 96 supra. Adică aria. 96. Aici zici că aria egal cu P ori R. Aria egal cu P ori R. Da, așa unde S este aria, iar P este semiperimetrul trunchiului. Hai să vedem formula. Să ne amintim formula. Poate ai tu dreptate. Deci, uite de unde pornesc eu. E vorba de un cerc înscris în... Într-un trunchi. Într-un trunchi. Asta e ermic, da? Ermic, perpendicular la plin. Și în felul ăsta, dacă tu punezi cu vârfurile de la punctul de intersecție a lor, A, B, C, area toată S, egal cu area triunghiului C, A, mai întâi A, I, B, B, I, C, da. Și ai ce, da? Da, corect. Egal cu yes, A, I, B, plus yes, B, C. I, C, plus yes, A, I, C. A, I, C. Și atunci, iată, yes, egal cu area triunghiului A, I, B, este baza, ori înălțimea, care era asta, raza, supra 2. Supra 2. Deci vine AB, sau cum pare? C mic, notăm. Că e AB, a, așa, e C mic ori raza mică. Da, da. Pe 2. Da. Plus. Plus. La urmă, A mic ori el pe 2. Pe 2. Plus. Și B plus B mic ori el pe 2. Și egal mai departe cu... Scoatem în factor comun pe el pe 2. Mai bine să și el pe lângă. A plus B plus C, totul pe 2. Da, e semiperimetru. Da? Deci e semiperimetru. Și egal cu el mic, ori P. Da, da. Adică 96 pe 10, 96 pe 10. Egal cu el mic, ori P. Eu îi scoate și el mic, egal cu el supra pe P. Și 96 ea, e 96 că am calculat. Pe 24. Deci el mic va fi egal cu... 96 pe 24. Da. Și egal cu 4. Egal cu 4. Asta am încheiat discuția. Da, sub, faină problemă dacă știi Heron, Heron și formulele de la... Asta a vrut să probeze problema asta. Lasă să vedem formulele, formula lui Heron, Heron. Mari, să știm Ermic și Ermari. Și Ermari formulele. Iată, Ermic nu mai e greșit. Ați văzut, a apărut discuția cu P, dacă e perimetru sau perimetru. Acum când am văzut că ce ier pe 2, mi-am dat seama că se vine totul supra 2 și atunci e semiperimetru, nu-i perimetru, da? De fapt, e de așteptat că P-ul ăsta e folosit universal, sub varianta cu semiperimetru, că în eror acolo apare chestia P-ul, asta, da. P-ul ăsta. Bun, altceva? Mai e vreo problemă, Mirna, dar hai. Una și gata. Fie avea un diametru... Să scrie. Da, scrie.
Deci în ipoteză avem... Fi AB diametrul în cercul de centru O și rază 10. AB diametrul, da? În cercul de centru O și rază? Centru O și rază 10. 10. Coarda CD perpendiculară pe AB. CD perpendiculară pe AB. AB. Da? Se află la distanța de 6 cm de centrul cercului. Coarda CD, ia. Da, perpendiculară pe AB se află la distanța de 6 cm de centrul cercului. Adică distanța de la O la CD. La CD. Egal cu 6 cm. Determinați perimetrul patrulaterului de vârfuri ABCD. Perimetrul lui ABCD egal cu cine? Păi facem un cerc, nu? Sigur că da, o să facem un cerc. Ducem AB perimetru. Deci AB perimetru. AB diametru. Diametru, da. Da. Raza 10. Raza este de 10. Deci O de 10. AB. Raza, cum e, raza e de 10 înseamnă că OA egal cu OB și egal cu 10. Deci AB e da, 20. Da. Coarda CD perpendiculară pe AB. CD perpendiculară pe AB. Ducem un CD, dar la distanța O de 6 cm, nu? Așa spune. CD e de 6. Dacă asta e 10, 6 îi consumăm, rămân 4. Iată, aici ducem pe CD. Da? CD. Asta, distanța, este de cât îți spune problema? De 6 cm. Că e la distanța... De la 6... O la CD. De la O la CD, așa mi-ai spus. E 6 cm. Și mi-ai spus aici? Da. Dacă am făcut AB-ul așa, CD-ul, cum îl fac? Păi pe CD, dar nu neapărat la distanța asta. Deci AB ai făcut-o asta, CD-ul este dus la nu tot în diametru. Dacă zic așa... Sigur că da. La distanța cât să fie acolo? Asta am trebuie să fie de 6 cm. 6 cm. Așa. Deci noi am zis asta de 6 și asta a rămas de 4. Cine se cere? Perimetrul ABCD. A... Deci perimetrul așa spre patru latere. Perimetrul ABCD. Deci e ACBD. Da. Ca ori. Sau ADBC. Da. Dacă trebuie să spunem perimetrul patru laterului, nu? Așa este patru latere, da. AB patru latere. AB-ul știți? Da. AB e 16, 20. 20, da, nu? Noi avem... AB-ul, diametrul e și coardă. Diametrul e coardă, și da. Avem cea mai mare coardă. Da, și avem CD perpendicular pe AB. Da. Nu înseamnă că o împarte în două? Pe coardă, categoric. Deci dacă mă întâlnim aici cu... M punctul ăsta, CM este cât MD. CM cât MD, da. Deci asta de aici, cât asta. Da, nici nu mai dau. Așa, și află, s-a de 6 cm. Deci pe CM o aflăm foarte repede. Teorema lui Pitagora în triunghiul AMC, că e... AMC, dar ce știi în AMC, Adi? Nu știu nimic, Adi, ca să nu știu. Pe AMC asta o știi. AM, care e 10 și cu 6, da? Atât. Știm că triunghiul BM perpendicular pe CD. BM... Perpendicular pe CD. Da. Și mai știm că BM e și mediană. Da. Deci triunghiul CBD e izocel. Da.
cubul de isoscel și că de isoscel. Și că de isoscel și asta de acord. Și acum aflăm pe cămă. Eu știu, dacă vreți vă ajut. Nu. Ei trebuie să vadă. Normal. Cămă, dacă o aflăm pe cămă, doar mă rupem problema, nu? Normal. E gata. Și pe AC, și pe C, și pe CB, și e gata problema. Toată filozofia este să vedem pe ce mă. Ce fel de triunghi este AC, B? Dreptunghi. De unde îți fi dreptunghi? AC, B. Ce motiv ai? Este dreptunghi. De ce? De ce? Pentru că CBA se uită spre AC. C? CBA. C, B, A, se uită spre A, C, da. Și spre A, C se mai uită M, D, A. Și M, D, A. Și unghiul C, A, B se uită spre C, B. Da. Și spre C, B se mai uită unghiul D. Așa, și? Dacă e dreptunghi? A, deci A, D, B, dacă e dreptunghi, și-o trebuie să fie dreptunghi. Și că se face un bir. Păi. De unde iese că triunghiul dreptunghi în ACB? M-a interesat foarte mult. Mai înainte de asta, păi, asta e, ăsta e AC, putem să o prelungim. Nu, ABC. AB diametru. Păi și dacă e diametru? Păi am parte... BC prin egal pe CA, pentru că... Dacă AB e diametru. AB dacă e diametru. Da, în parte ce? Orice punct îl luăm pe coarda aceea, o să fie de 90 grade, că e jumătate de ce. Unghiul ăsta de aici se uită spre asta, spre jumătate de ce. Și 90 grade obligatorii. Totdeauna, când ai așa diametru o latură, ai ipotenuză, obligatorie. Diametrul ipotenuză. Da? Și unde o opus ipotenuză. Deci ăsta este 90 de grade și ce dacă? Și ce dacă, corect. Asta nu este câmă, domnul profesor. Ce mă interesează? Și pe mine. 90 și aici 90. Eu aș un epilog cu ce, domnul profesor? Aia, nu mai unei și pe mine. O cu ce? Că eu știu cu orice e raz. Și o știu. Da. Și pe o iem o știu. S-a făcut un triunghi dreptunghi acolo. O că mă. Și o află sau, pe cu mă. Sau. 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 În triunghi dreptunghi ca ce pe... Da. Ce este ce, mă, în triunghiul dreptunghic? Înălțime. Și ce știm despre înălțimea? Înălțimea într-un triunghi dreptunghic, înălțimea adusă din vârful unghiului de 90 grade, din vârful unghiului drept. Este jumătate din? Ipotenuză. Nu, nu, mai la mediană. Chiar mai înălțime, măi. Înălțime, măi. Înălțimea... La pătrat este produsul segmentului determinat de ea. Adică ce m pătrat egal cu a m ori m b. Și pe a m ori m b iarăși. Da. Da? Ce m pătrat, deci avem o dată ce m, teorema înălțimii. Nu, a făcut acolo. Era la Pitagora, era la ține, era la catete. Puțin s-o lucra pe ea și nu și-o aduc aminte. Da? Triunghiul ăsta, CMA și cu CMB sunt asemenea, scrie raport de asemănare și ne apare că CM pătrat, CM la pătrat este egal cu AM ori MB. Adică CM pătrat egal cu AM care e decât 16, ori MB ori 4, deci rezultă că CM egal cu 8. Da? Acum nu știu ce vreau de triunghiul când mă văd. Totul e rezolvat. Da? Da. E simplu rezolvat. Aici, din nou, din nou am fost blocați, suntem obosiți. Semnul că suntem obosiți. N-aveam voie să nu vedem aici, că zice AB diametru. Da, nu degeaba. Păi, AB diametru. Dar atenționează că triunghiul este dreptunghi. Și ACB, unghiul de sus și ăsta, ADB. Tot de 90 de grade. Tocmai, pentru că trece exact. Și coarda perpendiculară devine asta înălțimii,
Și asta e o variantă. Sigur și orice unind. Dacă nu vedeați asta, sau uitați asta cu diametru, cu unghiul de 90 grade, cu teorema înălțimii, sunt cui dau. Găsim de ce... Sau nu uneam, eu uneam repede cu O cu C repede și aflam de cum era de un metodiu. O C, care e rază și este cunoscută, și o M cunoscută și aflam pe ce mă și din ce mă, mă duceam și aflam și ca C. Și aflam pe Pitagora. Și repede aflam. Când vorbesc că... Păi toate, într-o teză, într-o teză vă dă tot ce ați făcut la începutul semestrului. Sigur că da. Și Pitagora, așa, semănare, dacă ați făcut semestrul. Toate lucrurile făcute în luna, nu înseamnă că le-am părăsit, nu mă interesează. De exemplu, nu mai ține minte că așa ai venit teorema psictoare, teorema înălțimei, teorema... Păi că de toate recapitulare. Suntem la matematică. Nu știi când ai nevoie. Deci tot am insistat, eu și am spus. Învățăm ordonat, să înțelegem bine formulele, ca să, să poți să le aplici. Ca așa, dacă spui, le-am făcut în semestru da. Întâi, nu mă mai interesează. Exact. Nu, la matematică, nu se poate asta. Se leagă totul la clasa întâia. Totul. Se leagă toate. Și la noua, tot se leagă. Toată construcția la matematică se întâmplă așa, lecții de lecții, cărămidă de cărămidă, și finalul este o privire în ansamblu. Da? Adică în fiecare an faceți aceeași chestie, mai cu un pic mai greu, nu? Să vă repet aproape materia, mai cu un pic mai greu. Da, și să mai adaugă ceva. Să mai adaugă. Deci sau pe baza cunoștințelor din urmă să mai construiești încă ceva. Exact. Dar nu ai voie să uiți nimic. Să matematică. Nu să știi când ai nevoie de relație. Să facem o sinteză. Da. Ca să vedem sinteza. Problema aceea că am înțeles că ați rezolvat-o, domnul profesor. Da. Da? Da. Sora Cristi. Da? Da. Adi. În direct, nu sunt Adi? Da. Da. Și el a dat-o... Cristi îl cheamă pe băiat, nu? Da, da. A dat-o soluție. Poftim? Aveți doi băieți. Doi băieți, unul în America și unul la București. Băieți, da. Vedeți, îi știu pe Adi din America. Da. E fată, mamă. E fată, doamnă. Aura. Domnul profesor are un băiat și o fată. Băiatul este Cristi și este la București. Și fata este căsătorită cu Adi în America. Da, da. Bebeți. De aceea sunt doi băieți. Are doi băieți și o fată. Tot atât de mult ca și la Cristi. Deci, practic, eu nu fac, n-am făcut niciodată distinție între Cristi și Adi. Și Adi. Între Aura și Adi. Deci trei clasa a noua, toți trei au devenit copii. Pur și simplu au devenit ca și copiii mei. M-am povestit că Adi, tatăl lui era decedat când era clasa 8-a. Și nimic nu-i întâmplător, să știți. Fantastic. Deci imediat am preluat. Ați preluat, vedeți? Ce chestie. Destinul, vedeți? Da, în vară s-a întâmplat tatăl lui decedat și i-am preluat eu. Când era în clasa 8. Adică nu frumos că o decedat, ci frumos că... Da. Și a sunat Cristi ca să ne dea soluția? Da, zice, am dat eu soluția acolo la problema aceea, au și scris-o, am înțeles eu. Care era noi opozițieri și nu mai apucat cuvinta 12. Și noi numai când am spus-o, că iar am fost pe fază și în varianta noastră. Și în varianta noastră. Da? Da. El a dat o altă variantă cu triunghiul acolo, luat... Noi am luat A, M, 1. Da. S-a luat acasă. Egal, s-a luat acasă. Da? O a luat acasă. Bun. Mai bine, ce-ați făcut? Ați făcut problema cu Cristi? Rezolvarea problemei. Din lecția anterioară. Care a fost neterminată, domnul profesor, că a venit a 12, anunțiat că... Se spune că la geometrie se poate întâmpla oricui ca să te fii într-un unghi mort și presiunea ăștia vreau să-ți dea. Da. Sigur că da. Rezolvarea problemei din lecția anterioară. Apoi am făcut aici probleme tot la cerc. La cerc. Da. Cum se numește capitolul ăsta cu... Probleme... patru atene înscrise, circumscrise, triunghi înscrise, circumscrise. Tangentele la două cercuri, cum? Tangenta comună. Și pozițiile... Probleme cu poziția relativă. A două cercuri. A două cercuri. Am tot avut aici. Tangente este rigoare, derivare, tangenta comună, tot felul de probleme. Am făcut cu teorema înălțimii, teorema... Am
am avut nevoie de teorema lui Pitagora. Pitagora, teorema înălțimii, Heron. Teorema înălțimii. Da, Heron. Formula. Formula lui Heron. Formula lui Heron. Ari și aia curată. Ier mare. Ier mic. Egal cu ABC. Pe 4 ies. 4 ies. Ier mic egal cu ies pe B. Ier mic egal cu ies sub la P. Da. Și Ari chiar am. Și Ari, da. Ari. Mâine facem sau nu facem, domnul profesor? Nu cred că facem. Mâine, mă, da, facem. Dar nu poate, domnul profesor. Trebuie să facem. Trebuie să facem. Tu mie că fac. Deci înțelegeți-mă că nu am cum îi... Sâmbătă-i sărbătoare. Da, duminică ne-am petrecut duminică, la noi. Sâmbătă și duminică. Și am duminică. Sâmbătă și duminică. Sunt două zile și iar eu lipsesc două zile la stupină. Este două zile, mă dau peste cap. Trebuie să fac mâine maxim cu putință. Deci mâine nu facem și dacă vreți, duminică vă rog, lăsați domnul. Telefon. Și sâmbătă, nu? Păi sâmbătă... Sărbătoare. Sărbătoare. Asta o secundă. Ce sărbătoare? Sâmbătă, s-ar putea că nu mă duc la stupină. Să ne mâine legătura. Da, dar ea are petreceri, dar nu mai contează. Da. Dacă nu vrea să meargă, eu o aduc la mai de mare. Da. Și o las aici și eu mă duc la petrecere, că eu nu mai pot. Dar dacă sâmbătă ar putea să faci dimineața? Că sâmbătă mergem la liturghii dimineața. Da. Și pe urmă, la telefon vedem exact cum zici, ce fel, unde suntem. Deci, la telefon, că funcție de o serie de lucruri și la mine. Da? S-ar putea. Ai oprit lecția? Nu. Bun. Era